24 aprilie 2024, Dafinul a climatizat, care are aproximativ 7 ani. Acesta este aclimatizat în altă parte și l-am retransplantat. Văd că s-a prins cu brio. A fost tăiat de mai multe ori, de are multe cioate pe aici. La baza lui avem niște mentă piperată. O mentă deosebită pentru ceaiuri. Este foarte, foarte aromată. Dacă aveți șansa să o cumpărați, merită pe deplin. În fiecare an, aceste frunze cad și iese un foliaj nou, frunze noi, care le va înlocui pe cele vechi. Acestea vechi, bineînțeles că pot fi consumate. Frunzele de dafin trebuie să stea un pic la uscat înainte să le folosiți la mâncare, pentru că au o substanță puternică, dar se pot folosi, dacă cantitatea este mică, se pot folosi și verzi, fără nicio problemă. Miros demențial și acestea. Foarte, foarte bine miros. Și aici avem creșterile noi peste tot. A ieșit cu brio din iarnă și anul acesta. Nu l-a mai protejat decât, a fost protejat decât în primii 2 ani. După cum știți din filmulețele mai vechi, unde îl băgam în agrotextil și puneam paie înăuntru agrotextilului. Dar acum de câțiva ani de zile și după transplantare, nu l-am mai îngrijit cu nimic special. Dacă vara apă, îi dă o grămadă de pui. Dar se pare că puii, dacă îi transplantez, nu prea supraviețuiesc. Am pus 4 și au murit toți. În schimb, acesta nu are nicio problemă. Pierde foliajul vechi și, după cum se vede, alte frunzulițe. Sărmăluțele le facem cu dafin din grădină.